În seara aceasta Antonia a petrecut o bună bucată de timp cu Dediș, au discutat pe diverse teme, până la urmă ea a ajuns în compania lui Cristian, s-au așezat amândoi pe aceeași canapea și discutau. Iar la un moment dat a apărut Laura, care s-a așezat fix între cei doi, iar Cristian a trebat așa pe față și ce face aici? Și Laura a zis, uite, stau, tu ce faci? Și Cristian a zis, să stau și eu. Iar uh, Laura i-a răspuns, să stau și eu aici uh, cu voi. Și Antonia a zis, asta e uh, viața mea. Era clar că a întrerupt ceva Laura și mai mult ca sigur a făcut-o intenționat. Ea uh, și-a arătat partea aceasta de gelozie încă din timpul relației cu Cristian și... Se pare că încă este geloasă pe Antonia, cu care petrece timp, poartă diverse discuții, nu a mai ținut cont de nimic și pur și simplu s-a așezat între cei doi.